Primăria a venit cu precizări asupra închiderii unor străzi pentru a permite desfășurarea în bune condiții a evenimentelor dedicate zilei de 1 decembrie, Ziua Națională a României. Astfel s-a dispus închiderea circulației în data de 29 a 11 a 2022, între orele 9 și 12 pentru repetiția generală pe următoarele artere. Strada Anastasie Panu de la intersecția cu strada Elena Doamna până la intersecția cu strada Palat. Strada Palat de la intersecția cu strada Anastasie Panu până la intersecția cu strada Sfântul Lazar. De asemenea, s-a dispus închiderea a circulației rutiere în funcție de necesități în următoarele zone. Piața Palatului Culturii între liniile de tramvai și strada Anastasie Panu în perioada 30 noiembrie 2022 de la ora 8 dimineața și până pe 1 decembrie 2022 la ora 18 în vederea amplasării gardurilor de protecție. S-a mai luat decizia de restricționare a circulației pe prima bandă a străzii Anastasie Panu la intersecția cu bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt în perioada 30 noiembrie 2022, ora 8 dimineața și până pe data de 1 decembrie 2022 la ora 18 în vederea amplasării scenei tehnice. O altă decizie este aceea de a închide circulația rutieră în funcție de necesități în data de 1 decembrie 2022 în intervalul orar 6 și 30 de minute 14 și 30 de minute pe următoarele artere. Strada Anastasie Panu de la intersecția cu strada Elena Doamna și până la intersecția cu strada Palat strada Palat de la intersecția cu strada Anastasie Panu până la intersecția cu strada Sfântul Lazar. După încheierea parazității dei militare. Circulația va rămâne închisă doar pe strada Anastasie Panu, de la intersecția cu strada Sfântul Lazar și până la intersecția cu strada Palat. Poliția municipiului Iași, prin biroul rutier, poliția locală și jandarmeria vor lua decizii privind închiderea circulației în funcție de necesități în zona de desfășurare a manifestărilor.